Spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră și proiectul verde pe care îl gestionați în prezent. Compania Premier Estate Management este agenția care reprezintă în exclusivitate cartierul solar. Ne mândrim foarte mult cu acest lucru. Cartierul solar este unic în piața rezidențială din România, deoarece are această componentă cu panouri fotovoltaice, care reprezintă un element de noutate și de unicitate în piața rezidențială, așa cum spuneam și mai devreme. Cum a început dezvoltarea proiectului și în ce etapă de construcție se află cartierul solar? Proiectul și ideea acestui proiect a venit din partea dezvoltatorului componentei române, locale a proiectului, care deținea terenul încă de acum mai mulți ani. Partea de panouri fotovoltaice a venit din partea unuia dintre investitori, care reprezintă o companie din Spania, care se ocupă exact de energie regenerabilă. Este un business al lor pe care îl fac în mai multe țări și acum îl aplicăm și în cartierul solar. Care este stilul de viață propus de cartierul solar? Cartierul solar se adresează celor care doresc să locuiască într-un proiect cu tehnologie nouă, într-un proiect verde, într-un proiect eco, care apreciază această inițiativă, pentru că nu este un cost de neglijat tot ce se întâmplă cu aceste panouri fotovoltaice. Oferă numeroase facilități, mult mai multe decât orice alt proiect din această zonă. Este un locatar care dorește să aibă totul la îndemână, care dorește să meargă cu bicicleta dimineața în proiectul în care locuiește și să alerge în jurul proiectului și care totodată își dorește să fie într-un proiect eco. Cum a fost primit în piața rezidențială cartierul solar? A fost primit foarte bine cartierul solar, a fost primit cu foarte mult media coverage, toată lumea este interesată de acest proiect, deoarece pe partea rezidențială nu mai este niciun proiect de asemenea dimensiuni care să aibă această componentă. Prin urmare, este acest element de noutate a stârnit curiozitatea tuturor și inclusiv a clienților, care încep să vină din ce în ce mai mulți la vizionare. De ce facilități dispune zona în care se află ansamblul rezidențial? Zona dispune de numeroase facilități, de mijloace de transport în comun, de școli, licee, de foarte multe magazine, supermarketuri, hipermarketuri. Este o zonă foarte dezvoltată, intens locuită, intens rezidențială, care oferă absolut toate facilitățile celor care vor să locuiască în această zonă a Bucureștiului. Care sunt tipurile de apartamente disponibile și la ce prețuri sunt? Avem trei tipuri de apartamente. Avem apartamente tip studio, care încep de la 29.000 de euro, cu TVA inclus. Avem apartamente de două camere, care încep de la 41.500 de euro, cu TVA inclus. Și trei camere, 75.500 de euro, TVA inclus. Ce tipuri de materiale sunt folosite în construcția ansamblului? Materialele sunt de o calitate foarte bună, lucrăm cu furnizori foarte cunoscuți, avem lifturi de la Schindler, avem gresie și faianță de la Marazzi, sunt niște branduri foarte cunoscute, avem pe partea de structură un antreprenor foarte cunoscut în piață, sunt cei de la ComNord, lucrăm cu branduri, cu ușile sunt de la Eurostil, cu tâmplăria de la Galan, sunt toți furnizori cunoscuți și am ales să facem acest lucru, dezvoltatorii au ales de fapt să lucreze cu acești furnizori, tocmai pentru a da încă un plus de încredere celor care vor să locuiască în cartierul solar. De ce reducere la factură ar beneficia locatarii din cartierul solar? Noi estimăm undeva, este greu să spunem încă în cifre absolute, dar estimările specialiștilor pe partea de energie ar fi undeva la 50 de lei pe lună să reduce partea de consum electric, pentru că tot ce înseamnă electricitate pe spații comune va fi suportată de aceste panouri, doar pe spații comune. Cu ce alte avantaje vine acest ansamblu rezidențial? Vine cu tot ce înseamnă restul de facilități, și anume piscină, sală de fitness, mini-market. Vine cu... ne gândim să facem și un punct de încărcare pentru mașinile care sunt cu motoare electrice, cu pistă pentru biciclete. Vine cu foarte multe elemente care nu doar că nu se mai găsesc într-un proiect din zonă, dar chiar nici în București nu sunt aceste facilități, unele dintre ele. În final, ce mesaj ați dori să transmiteți vizitatorilor de la noi de pe portal dezvoltatorimobiliar.ro? Aș dori să le transmit să ne facă o vizită, să vină să vadă ce înseamnă acest proiect. Poate că mai la primăvară ar fi și mai bine, pentru că e vremea frumoasă, iar proiectul oricum va fi
prima fază finalizată în martie și atunci vom face încă o lansare a proiectului și invităm pe toți să vină să vadă despre ce este vorba și să ia exemplu. Mulțumim și mult succes! Și eu vă mulțumesc! Vă mulțumim! Mulțumim.